Mi se întâmplă tot felul de chestii curioase în viață. Și una dintre chestiile cele mai curioase care mi s-a întâmplat a fost să, să, să traduc din engleză o carte scrisă de un român pe nume uh, Radu Umbreș, antropolog. Are un doctorat la University College uh, în, în uh, Anglia, este prof, conferențiar universitar. Și ca să facă toate lucrurile astea, știți ce a făcut Radu Ungbreș? Și a suflăcat mânecile, s-a dus într-un uh, sat din România despre care nu vrea să ne uh, uh, spună cum uh, se cheamă și s-a angajat uh, ucenic uh, constructor. A stat doi ani acolo, împreună cu sătenii din sateni. după care a scris o carte. O să încep cu titlul, care în engleză este Living with Distrust, noi am tot gândit cum să-i spunem în România. Erau mai multe variante: trăind în neîncredere, într-un climat de neîncredere, trăind uh, cu neîncrederea ca device de supraviețuire uh, existențială și trăind fără prea multă încredere în tine. Cred că mai, am mai lansat noi doi uh, uh, în semi titlu Trăind într-o neîncredere da, da. mai uh, noiciană. Și poate că uh, ăsta și fi fost și uh, titlul cel mai potrivit. Uh, Prima, primul titlu al cărții a fost, uh, în teza mea de doctorat, uh, modele uh, native ale socialului, un titlu, să zicem, mai pretențios, dar care cum cumva spunea despre cum văd oamenii societatea. Adică că și ei sunt ca un fel de sociologi, antropologi, și au și niște modele despre cum funcționează societatea, pe urma că folosesc aceste modele ca să acționeze, ca să-și reprezinte. Apoi, când uh, s-a transformat într-o carte, uh, primul titlu de lucru a fost a avea sau nu a avea încredere. Uh, uh, to trust or not to trust, care sugerează această dihotomie, că alegerea între a avea încredere în cineva și a nu a avea încredere în cineva este una fundamentală, ca să înțelegi trebuie să înțelegi cum gândesc oamenii și cum fac oamenii decizii legate de această dihotomie. Și cum porind de la chestia asta, poți să înțelegi foarte mult despre cum funcționează societatea acestui sat. Uh, apoi, uh, uh, colegul meu, Urebus Angel, mea, Citind draftul a zis: De ce spui living with distrust? Ca asta se întâmplă în cartea asta. Oamenii ăștia uh, trăiesc într-un climat de neîncredere, dar ce ei înșiși contribuie la acest climat de neîncredere, având sau neavând încredere în diverse uh, feluri. Uh, așa că a rămas ceea ce în engleză uh, cred că trăiesc destul de bine ceea ce vreau să spună cartea uh, Living with Distrust, uh, Morality and Cooperation in a Romanian Village. Moralitate și cooperare într-un sat din România. Uh, în varianta română, uh, cred că va rămâne titlul, uh, cred că va uh, mai uh, catchy, poate puțin prea uh, ambițios față de cum este cartea, cât se va numi Neîncrederea. Uh, cum funcționează România profundă? O cercetare antropologică. Uh, care -i? Sunt, de, um, Sunt de, Am destul de multe uh, rezerve privind uh, cât de mult ceea ce am înțeles eu, ceea ce am studiat, ceea ce am scris poate să fie extrapolat la nivelul uh, chiar și a întregului SART, dar aminte, a uh, întregii românii, a întregii funcționări acestea. dar trebuie să fie o contribuție spre, spre conversația asta. Deci cam așa, că am ajuns la acest episod. Tot timpul, dacă în toate permutările ei, a rămas acest uh, concept fundamental uh, de... Ceea ce în engleză numit distrust și în română l-am numit neîncredere. Ca să te conving mai târziu cu extrapolările, o să, <coughs> o să începem cu rugămintea de a particulariza ceva. Hai să facem un spoiler. Carta începe într-o cârciumă în care are loc o încăierare. Povestește-ne foarte pe scurt, ca să nu, <coughs> nu vină toată da. carta, ce se întâmplă acolo și care este palierul de interpretare antropologică. Uh, e, e un uh, eveniment la care am avut noroc ca antropolog să particip, ca etnograf. Uh, uh, L-am dat uh, intrând într-o curcio pe care o frecventam împreună cu Ceilalți cu care lucram în echipa de construcții, cum am menționat că lucram ca ucenic, am văzut uh, o chestie care mi s-a părut surprinzătoare. Uh, la o masă stăteau uh, primarul împreună cu câțiva acoliți de ai săi, și față-față în cu el uh, era un uh, bărbat pe care îl cunoșteam destul de bine, uh, era unul dintre jumii prietenii informatorii, colaboratorii mei din teren, care a din facțiunea sa opusă și el, împreună cu câțiva uh, tovarăși. Și avea o discuție uh, foarte fierbinte și mi s-a părut, ok, e un, o mină de aur pentru un antropolog, trebuie să fiu și eu acolo, așa că m-am băgat în seamă cum se bagă antropologii, mi-am făcut și eu loc la masă uh, și am început să urmăresc okay, ce se spune, cine susține pe ce, care sunt argumentele, așa parte. Uh, ok, toate bune și frumoase, uh, însă a fost și un Moment, probabil că ăla este momentul a, norocos, când a, unul dintre susținătorii primarului a, a sărit cuțitul la prietenul meu. A, nu l-a rănit pentru că a, alți doi bărbați care nu erau la masă, însă care urmăreau toată desfășurarea acțiunii, au sărit din colțul diferit ale cârcimii, l-au oprit, i-au smuls cuțitul, l-au bătut, a fost o încărare, după care lucrurile cumva s-au liniștit. Și și mi-am dat seama atunci, atunci care e tipul de reflexie post factum după acțiunea antropologului, este una dintre chestii care m-a făcut într-un fel să mă gândesc cum să scriu cartea asta și cum să încerc să reprezint societatea asta, e că eu cred că sunt singurul observator acolo, singurul antropolog, dar de fapt toți erau observatori, antropologi. chiar și care erau într-o poziție laterală, pasivă. Toți au un fel de reprezentare a situației, care sunt coalițiile implicate, care sunt actorii ce intenții au, cine poți să ai încredere că te va susține, cine nu este de încredere, cine este periculos și, foarte important, anumiți oameni care sunt ambigu, al căror nu știi exact cu cine țin cu adevărat, nu știu exact care sunt intențiile lor, ai putea să cooperezi cu ei sau, din potrivă s-ar putea să fie dușman, s-ar putea să te tădeze. Ești și tipul ăla de, de, de acțiune, în modul, ce ți-a ce pus fascinat a fost cum, după ce s-a încheiat cearta și s-au despărțit, cum stăteau oamenii și făceau, practic, antropologia evenimentului, cine ce a făcut, de ce? Ceea ce face și noi antropologii până la urmă. Evident, pentru ei era mai important să înțeleagă exact actorii în mod particular, dacă, au dacă pot să aibă încredere sau nu în ei. Erau cumva niște dovezi evidente atunci când se are cu cuțitul, când sunt mizele atât de înalte. Tot ceea ce faci devine foarte salient, cum să numim psihologie, foarte plin de semnificație pentru ceilalți. Și am văzut cum discutau și cum făceau acest proces al etapei, această antropologie populară uh, și eram acolo alături de, de ei. Uh, și până asta mi s-a părut uh, poate fascinant că uh, mă înțeles că toți oamenii sunt antropologi. Z ziua diferență este că poate ceea ce face antropologul, ce eram eu acolo, este să o fac uh, fel, detașat, Uh, fără să aibă neapărat o miză uh, imediată. Eu am fost uh, considerat <coughs> că dintr-o secvență de film polițist, sau hai să zicem de la sferminți, deși la sferminți e, e blând și dulce față de cum se petrec lucrurile. A ajuns pe un asemenea palier de profunzime, sigur antropologică, dar, dar și morală. Dar spui tot timpul în carte despre povestea asta cu antropologia populară. O să <coughs> reproduc o glumă crudă. Vorbeam la un moment dat cu. Cu Ioan Mărgărit, care este fondatorul Hodnius, și râzând, și, nu mai știu cine a spus prostia asta, dar a, a asum eu fiindcă rău-toceasă. Vieții oameni care caută în gunoi sunt un fel de, de antropologi, pentru că scot societatea de acolo și pot face o taxonomie. Tot spui antropologie populară și te compari într-un mod încântător intelectual cu, cu observatorii din, din sat, care sunt foarte ageri și Preciși în, în scanarea acelei lumi. Există această noțiune în antropologie, faptul că fiecare este sau poate fi un antropolog? sau A, Cu siguranță și eu, ideea asta am luat-o de la uh, Maurice Bloch, unul dintre antropologii care m-a da, da. inspirat. Uh, cu mi se pare o perspectivă, sunt mai multe în antropologie. Da. Uh, de exemplu, Clifford Geertz, Apropo de. Da. să ia așa un mic eveniment din care să-l interpretezi să poate să-l -interpretez. cum am făcut și eu cu această cafeală. Uh, Clifford Geertz o face cu luptă de gocoși, de exemplu. Da. Da. Uh, și Scoate ceva absolut uh, extraordinar, uh, o, o plăcere să-l cite, să citești, uh, însă pentru el, cumva, uh, îl interesează mai mult să-i vadă pe, pe actori ca reprezentanțe unor modele culturale al unor uh, pietane, uh, și care sunt cumva ca un fel de text pe care trebuie să-l citești, să-i înțelegi pe ei. Mie mi s-a părut mai uh, uh, fructuoasă perspectiva asta de comunalitate, în sensul în care, sigur, uh, există diferențe culturale, personale, istorice, sociale, de nenumărate feluri. Dar aproape pentru toți oamenii este o, există această nevoie de a găsi un sens în acțiunile celorlalți, în cum funcționează lumea, cum funcționează societatea, la ce mă pot aștepta, ce ar trebui să fac, care sunt alegerile pe care le am. Evident, tipul să ce numesc eu antropologie populară, este una Că este așa, practica aplicată la viața reală. Nu este în laborator, nu este experimentală, nu este de dragul cunoașterii pure uh, și de aceea, evident, deseori este uh, tendențioasă. Dacă în știință, de exemplu, poate adevărul e valoarea supremă, uh, pentru actorii reali, chiar și pentru noi, la urma viața noastră reală, nu, nu neapărat adevărul în sine este valoarea, ci uh, să ne fie bine, să obținem beneficii, Să înțelegem din realitate și să acționăm în așa fel încât să ne fie bine. Chiar dacă asta adeseori poate să fie diferit de adevărul acela obiectiv, pe care oricum nu este clar pe cum îl putem accesa. Organizarea asta a familiei sau a rudeniei se bazează, dar nu este identică pe relațiile de sânge. Vedeți, vorbim în ideea tipuri și așa este și cartea construită prin prezentarea unor modele care. Uh, în mod necesar sunt reducționiste, trebuie să reduci, uh, trebuie să un fel de reprezentare care se aplice în ajuns de bine și să spunem destul de mult despre cazul respectiv. Așa că da, una dintre afirmații este că uh, societate țărnească este una centrată pe familie, centrată pe gospodărie. Uh, Într-un fel pare chiar individualist în sensul în care individul este în centrul acestei sfere, în jurul său este gospodăria, familia și așa mai departe. Dar, de fapt, unitatea și singura, singura formă de organizare corporată, societatea românească, este familia. De aici, evident, se creează toate acele legături, branșe, cu rude, neamuri, cu vecini prieteni, însă ce este fundamental este personalizarea acestor relații. Nu sunt relații abstracte, nu sunt relații doar așa cu organigrame, ierarhie. exact. Dar, da. Nu, sunt cu persoane, iar relația acestea personale ulterior determină, dacă exact mai ai spus tu, sunt sau nu sunt rude. Nu contează de mult dacă sunt rude sau nu sunt rude, ci contează dacă se țin de neamuri. Această, asta a fost una dintre chestii care mi-a plăcut foarte mult, mi-a oferit o terenul. Acest mod de a vorbi despre rudenie se țin neamuri sau mai ales partea aia, nu se mai țin de neamuri. Sunt neamuri, dar nu se țin de neamuri, ceea ce înseamnă că, că există o relație care poate fi identificată genealogic, biologic sau așa de departe, dar nu se țin, nu întrețin cooperarea aia, mutualismul ăla care creează rudenia. Da. Și, ca, și în jurul acea, și a, asta spun că acolo se găsește nucleul acela al moralității, al, al binelui al uh, cooperării, de fapt, în perspectiva teorică în care vin eu, este că moralitatea, de ce există ea, uh, e un fel de instrument pentru cooperare. Este un uh, uh, a te comporta moral, a evalua moral acțiunea celorlalți. Uh, scopul ultim, chiar că nu se neapărat conștient de chestia asta, uh, este pentru a coopera, pentru a face împreună ceva ce nu putem să facem de unii singuri, însă iar în mod ultim, e un beneficiu personal. Nu vine din uh, un altruism, nu vine din uh, faptul că ești bun în sine și vrei să faci bine celorlalți, sau chiar dacă se simte chestia asta, în spate sunt niște mecanisme cognitive evoluate uh, care au apărut ca să producă bine pentru și pentru genele lui. Dar, prin, asta, zicem, este perspectiva mea uh, Evoluționist. evoluționistă, antropologică, <coughs> din care uh, scriu. Știi, care este foarte prezentă în cartea în original, care a fost, într-un fel, adresată acestui uh, public, în zona acestea interdisciplinare, în care antropologia se întâlnește cu celelalte uh, științe, iar acest uh, stat a fost uh, un uh, sui de caz. Da. Uh... Trebuie să, să fac o precizare. Sătenii din Săteni, țăranii din Săteni, uh, nu numai că, că sunt tratați de, de autor de Radu Radumbrești cu, cu, cu deferență și simpatie, aproape nediscriminată, a limita mizeriilor groaznice pe care unii dintre ei le. Uh, le fac, dar și -o, au și, și o justificare abstractă uh, pentru acest gen de mentalitate pe care o am numit-o uh, asediată. Este mm. vorba despre niște țări, în esență, care au fost aproape distruși de cooperativizare, uh, dar au și alte antecedente, de la București, de la Regat, de, la, de unde vrem noi. Tot timpul domnii cumva i-au trișat, i-au uh, tras în piept, uh, așa că a trebuit să se baricadeze în. Uh, în spatele gardului gospodăriei. De aici și această accepțiune utilitară a moralității. Oamenii nu apucă să fie altruiști, să se gândească metafizic, să-și pună niște probleme de astea de scheme abstracte de ierarhii ale binelui și ale răului. Totuși, în momentul cărții, Mulți dintre ei sunt chiverniciți, acolo mm. sunt ciobani uh, bogați, sunt uh, partide de barbut pe mii de euro, okay. sunt uh, uh, afaceri de zeci de mii de euro, mm. se construiesc, uh, mai ales cu Mihai, antreprenorul, prietenul tău și personajul luminos al, uh, 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 al cărții, se construiesc uh, case somtoase și nu tocmai palate de tinichea. Nu știu mm. cum arată că este o carte, mm. dar sunt convins că nu, nu pot fi niște orori absolute. No. Uh, ce, ce justificare, ce uh, grad de dezintoxicare de această morală mm. interesată, familială, uh, strâmtă uh, mm. ma, mai, mai au acei uh, oameni? Cum se dezbară ei, ce se întâmplă într-un viitor mm. cu ei? Uh, da, asta, asta e o întrebare foarte bună, mai ales că a trecut și timp de la momentul uh, not al scrierii cărții cât al colegerii datelor pe baza cărora uh, cartea este scrisă, Lucrarea s-a întâmplat uh, cumva s-a încheiat undeva prin 2010. Deci deja sunt în curând aproape 15 ani de la uh, teren. Evident, încă de atunci avea, se vedeau anumite uh, transformări. Uh, în carte leg această ceea ce mulți mentalitate, nu-mi place neapărat cuvântul ăsta, mentalitatea de tot felul de asocieri, dar, cum anumește această mentalitate a sediului, faptului că ești asediat, că ești că tot timpul ești în pericol și trebuie să ai foarte multă grijă în cine ai încredere, are, adevăr rădăcini istorice lungi. Um, și pe cât posibil am mers, atât prin istorie orale, cât și prin analize comparate, nu doar în perioada comunistă, cât și înaintea a -a. Într-un fel, undeva spun în carte că neîncrederea pe care, pe care toți o privim cumva negativ, când știți un om că e neîncredător, este suspicios, este bănuitor, pare că e ceva în neregulă cu el. Așa greu să coprez cu cineva care este neîncredător. Dar cred că am reușit să înțeleg pe ei și să înțeleg acest context în care neîncrederea a fost de fapt o unealtă care a explicat supraviețuirea acestei societăți în uh, contra unor uh, diverselor forme de Exploatare, dominație, uh, care are lungi răcini istorice, fie că vorbim de perioadele de invazii, de migrații, uh, molime, uh, secete, regimuri politice exploatatare, de la nivelul boierilor, la nivelul uh, domnitorilor, sau forme de extracție, apoi uh, uh, perioada, să zicem, uh, de emancipare a țăranilor, dar care a lăsat, de fapt, într-o formă de neobăgie, uh, continuat apoi prin, eh, prin cum am aceste etape, o, acea, acea încredere în familie, în gospodărie a fost funcțională, a asigurat oamenilor modul de a se reproduce social, de a se reproduce familie, de a se reproduce pe ei înșiși, de a lupta împotriva regimului. În același timp, te-ar și și împotriva celorlalți, pentru că acolo unde este multă sărăcie, unde resursele sunt limitate, uh, va exista și uh, invidie, va exista și tentația spre oportunism. Dacă nu ai încredere în ceilalți, nu poți să cooperezi. O altă alternativă poate să fie să devii prădător, să uh, exploatezi resursele lor și să, dacă poți să scapi cu chestia asta. Uh, așa că, da mentalitatea de, de, de a, sentimentul că ești tot timpul uh, sub asediu este adânc rădăcinat acolo. Și uite, de exemplu, poate dacă... Uh, cum se, anumite chestii poate se pot extrapola din carte la nivelul întregii societăți. Da. Dacă aș extrapola ceva, care nu știu, am mult încredere în chestia asta, e uh, gardul. Da. Gardul la români. Ia, asta e o carte care a trebuit să zice cineva mai <laughs> ambițios. Uh, gardul a transmite Uh, cât de mult și în ce fel se simte respectivul individ sau gospodărie sub asediu. Și, evident, avem o variație de garduri, uh, dar poate doar în, nu știu, în România, ca și în alte țări, pentru că, iarăși, Vorbim despre statul românesc, dar vorbim despre India, despre Africa, despre America de Sud, despre China. Uh, vezi aceste garduri care cumva transmit cât de solid este gospodăria. Da. Uh, dacă nu ai un gard cum trebuie, ceva este în regulă acolo. Dacă nu te aperi până la urmă, înseamnă că nu ai putere socială, nu ai competențe sau nici măcar nu, poate nici măcar nu ai ceva pe care să-l aperi. E, eh, chestia poate fi până la urmă văzută în uh, cum arată gardurile și în urbanul românesc. Da. Uh, Bun, care merg evident de la, uh, avem o distribuție probabil, de la gardul acela mic uh, de tuia deschis care îți deschide casa, n-am nimic de ascuns, uh, sunt prosper și nu mă tem, care nu cred că este foarte întâlnit, nu știu ce văd eu, modelul danez să zicem, sau olandez, până la gardul de uh, beton de 2 metri cu, și nu știu, asta e imagine care pe mine mai, 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 are un impact puternic asupra mea, cu beton turnat în care sunt înfipte cioburi de la sticle sparte. Chestia ceva, nu știu, până mă, mă, mă cutremă, e, chestia uh, interna, antropologia asta, culturii materiale, uh, îți spune ceva despre cum vede respectivul om societatea. La ce se poate aștepta din, uh, din uh, jur? Uh, eh, dar uh, dacă aș vedea chiar și în uh, acest uh, sat, și, și în România, poate, în ultimii ani, uh, probabil că există o relativă reducere a acestui sentiment de a trăi sub asediu, mai ales de faptul că există din ce în ce mai multe oportunități, chiar și în acest sat, de a ieși puțin din fortărați. Așa că, ca să sumarizez, efectele acestei chiverni seli le vom vedea la generațiile care cumva au crescut și s-au dezvoltat într-o stare de afluență relativă, nu neapărat la cei care au devenit afluenți. Foarte bună constatarea. <coughs> la tot așa de chivernisală, trecem puțin spre politică. Ai o, ai o observație esențială în, în carte. Sigur, câldășiile cu metrile se, încep să se întindă la un moment dat în sus, în momentul în care interacționează cu politicul, cu, uh, uh, cu primarul și, uh, și, așa mai departe. Și ai o observație foarte interesantă acolo. Faptul că majoritatea comunelor din România sunt subvenționate sau Covânțitoare parte, nu știu, trebuie să, să vină cineva cu cifrele. Se, eu personal nu le am. Asta naște la primar și/sau conducător, dar primar în cazul de față, de față și supuși, săteni, țărani și supuș, sătență, ranță, așa mai departe, un fel de consens poliator. Deci, sătenii teni respectiv au o mentalitate uh, determinată de faptul că acele taxe au fost date de ei mm. și trebuie luate înapoi sub formă de beneficii de ce natură ne doim, de la un drum asfaltat la, la protecție socială sau mai știu eu ce prin, uh, prin comună, De fapt vin niște bani de undeva de la București și iată primare șapte lei dar lasă de nouă măcar trei. No. Uh, Bascolanta dacă... cu pietriș care se mai valsă din greșeală și în față la țața floră nu mai știu cum o numeau. Îi numești mult mai frumos decât mine, uh, uh, fictiv sau nu. Uh, impresia mea e că acest consens poliator, care este și vertical, nu, nu este numai, uh, uh, numai orizontal, ne duce la o mentalitate clientelară și am senzația că nu numai uh, alegătorii sunt clientelari în România, ci România însă și este o, o, o țară clientelară. Tot timpul mm. așteptăm să ni se dă da. de la Bruxelles. Eu trăiesc acolo și știu că Bruselul dă. Dar noi avem senzația la București că ni s-a luat. Ce părere ai de, 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 chestia asta? Există țări clientelare? Mm. Vom rămâne în această mentalitate clientelară? Cât ne afectează asta? Mm. E da. Relația astea patron client, cum sunt ele numite în antropologie, în uh, primul sunt foarte răspândite, nu sunt doar critice României. Da. și sunt caracteristice, în special le vedem în asocieri cu societățile țărnești sau cu o istorie puternică de uh, țărani, uh, tipul ăsta de organizare da. socială. De ce? Pentru că uh, relațiile acestea sunt o fel de fuziune între instituțiile politice administrative de sus în jos cu uh, tipul de relații sociale și moralitatea locală, ca de la firul ierbii. Uh, de asta relațiile, pentru că de uh, bracă forma asta a rudeniei ritualice, fictive, cu metria, nașii, uh, a botezat pe cineva, uh, crezi din uh, aer o relație de rudenie care deseori uh, maschează faptul că ce a nășit este primarul sau în uh, cineva de la primărie. Sau primarul care nășește pe cei din prânie sau viitori sau alegători sau ei între ei se nășesc politicieni și așa mai departe. E, prin chestia asta se îmbracă cumva cu moralitatea relația aia, nu este doar o cârdășie, cum ai spune tu, ci devine și într-un sens destul de propriu o relație de mutualism. Tu mă ajuți pe mine, eu te ajut pe tine și o relație pe termen lung. Evident, Tipul acesta de relații se poate ușor integra cu realitatea uh, socială a satului, unde așa funcționează lucrurile între rude, știi cine sunt, de la cine să apelezi, pe cine te ajută, cu cine te ajuți, uh, vin că ele intră în contradicție cu anumite uh, gen, uh, reprezentări, principii ale statului uh, de drept, uh, ale societății. Anonime, în care toți suntem egali și interacționăm uh, nu ca uh, Radu și Iulian, care da, sunt cu da. metri, ci ca tu cu un anumit rol de primar și eu ca cetățean. Evident, uh, din, din chestia asta, două, putem uh, vedea că o. o uh, cum zis, nu neapărat un parazitism, ci un mod prin care oamenii fac să funcționeze aceste roluri abstracte, modul în care pe, care ei îl înțeleg și care se aplică la la realitatea vieților. Așa că, da, ceea ce noi numim corupție, patrimonialism, relații clientelare, din perspectiva celor care sunt acolo, sunt de fapt relații morale. Sunt relații de într-o ajutorare. Evident că dacă eu sunt într un într-o comisie de uh, examen. Uh, iar unul dintre cei cinci care candidează este finul meu. Uh, ar fi imoral dacă eu nu l-aș avantaja. Adică nu mi-aș respecta acel contract pe care noi l-l avem, un contract de moralitate, uh, de întrajutorare. Și aștept ca și el să facă la fel pentru mine. Nu suntem toți egali. Uh, egal. Într-un fel, ok, asta este spoilerul ca să se tenești cartea. Uh, dacă cartea asta reușește să facă ceva, Sper eu ar fi ca să-l pună pe cititor la sfârșit să gândească că trăind acolo, având aceleași uh, informații, relații, uh, forme de cooperare, forme de organizare socială, uh, devine perfect rezonabil să facă exact la fel ca oamenii respectivi, chiar dacă la prima vedere pare irațional, pare, uh, nu știu, uh, dominat de anumite tradiții care nu-și mai au locul, uh, de ce nu iau alegeri mai bune și ce ați numit, uh, să... am trebuit să judecăm uh, foarte mult. Cel care cărți este, nu știu cum, ce spunea și Vintile Mihelescu, uh, înainte să judecăm, haideți să înțelegem. Și deseori, atunci când înțelegi, îți dai seama că nici nu mai ai nevoie să judeci. Că s-a da, da. rezolvat de la sine judecata. Foarte interesant da. asta. Uh, bun. Dar trebuie să facem în România un partid grozav care să, să curme această de stare de lucruri. După ce am, ce am uh, tradus zona de politică, care este un manual de com comunicare politică, e manualul de comunicare lipsă uh, al României, care n-a fost scris dar a fost aplicat de toate partidele de succes. Ajung la concluzia că nu mai prin nășie cometrii patrimonialism și lucruri de, de genul ăsta se poate face politică în România. Nu în sensul că ei sunt niște nenorociți și au niște politicieni pe care și merită, ci fiindcă nu ai cum să vii dintr-un aerostat și să implementezi o, o, o structură, fie socială sau de asta, o organigramă de, de altă factură. Oarecum ce fac, nu știu, niște domni de la, de la oraș, eu știu, USR, noi care am țipat în 2017 prin Piața Victoriei și așa mai departe, este lipsit de speranță sau este o speranță doar în măsura în care orașele mari pot tracta această țară după ele. Nu cumva, eu știu, PNL, PSD, Io sunt mai justificate. În, în alegerile pe care le fac, decât de cât pare? Dacă să ne gândim, deseori nu e neapărat o justificare sau legitimare a anumitor sisteme de, sau anumitor moduri de a, a oamenilor, dar, la urmă, și în carte vezi că, chiar și prin sistemul acesta clientelar și în parte, totuși, oamenii fac alegeri ceva mai bune. Adică, dintre doi potențiali hoți, îl vor alege pe cel care va face până la urmă, ceva mai bun și pentru ei. Da. Până la urmă. Întrebarea ar fi mai repede, ok. De ce nu apare o altă variantă? Acest partidul care se schimbe, România, Doamne, și să gata cu relațiile de rudine. haide să construim România în altfel. fel. Uite, a apărut unul. Până la urmă, aur. În anumit mod, ce face? Ia tot acest, acest discurs al familiei, al tradiției acolo și le extinde la nivelul întregii Românie. E și asta o modalitate. Poate te poți gândi în multe moduri. Cum se pot, cum se poate rezolva clientelismul? Fie eliminăm și apare această relație între, nu știu, ceea ce Elveția sau Suedia, doar între roluri. Eu nu știu, când vin la mine, am și uitat că ești filmul meu, sau. După invers. Nu cumva poate face invers? Ei, rudenia, ei, familia și o extrapolezi la nivelul întregii societăți, și atunci, sub această umbrelă a faptului că numai, nu că suntem neamuri, că avem ceva în sânge, suntem români, avem ceva da. în comun, e, după aceea extrapolăm acel mutualism, acea echitate care există între neamuri la nivelul tuturor cetățenilor. Iată, e și asta o, o problemă. Evident. Da, că asta nu ne duce către niște doctrine politice pe care nu prea avem nevoie să le numim? Uh, sigur, dar uh, cumva vedem că dacă ele apar și dacă au succes, într-un anumit fel înseamnă că apasă acolo pe un anumit buton pe care oamenii, da, da. Uh, la care oamenii uh, reacționează. Uh, Până la urmă, uh, care este. iar și uh, această critică, care este evident populistă și cu multe probleme, dar ce atacă? Nu cumva atacă această idee că elitele, că toți au fost la putere, toți au sucedat și uh, toți, într-un fel sau altul, au fost corupți, ceea ce, până la urmă, vedem că nu este neapărat. Uh, complet uh, fals sau uh, nu este neapărat o, o reprezentare greșită a lucrurilor. A, evident că soluția propusă nu, nu este foarte clar cum va rezolva uh, problemele. Dar tot de acolo vine. A, o, nu înseamnă că oamenii nu și chiar oamenii din stăteni nu înseamnă că ei nu își dau seama cum ar să funcționeze și o societate, pentru că totuși au fost în străinătate, au văzut cum funcționează da, da. sistemele acestea de stat de drept, cu reguli. Uh, nu e ca și cum sunt uh, proști sau aleg să nu fie așa. Dar nu este foarte clar pentru ei și nici pentru mine cum ne putem coordona în jurul acestei alegeri. Cum e de? Okay. de? mâine nimeni nu mai aruncă uh, uh, ambalaje. Pe păi, când făceam, uh, când teren, era această problemă foarte mare, toată lumea arunca pe uh, care se, care se explică destul de ușor. Ok, la sat nu aveai foarte multe chestii, totul se recicla, la un început să apară mult plastic, uh, ok, le aruncau. Uh, toată lumea a zis, problema asta, însă toată lumea a să o facă. Ai problema asta, ac acțiuni colective, sigur, Aș fi eu ăla care este uh, corect. Nu o să mai arunc o să aspectele. De unde știu că și toți ceilalți o vor face? Da. Ce mai sigur. Altfel, dacă eu sunt sigur <coughs> corect, ce ești? Cine-l întoarce la neîncredere. E de da. devii da. prost. Exact. Da. exact. Cum s-a reacționat afară? Pentru că Living with Distrust, varianta da. originară și în engleză de la Neîncrederea, este apărută la Oxford University Press. Cine da. și cum a reacționat? Ai Ia. dus imaginea României, nu da. mai sau da. Uh, cumva cartea a fost adresată și, a, și a, uh, la, la, editura, la la Oxford University Press. Cartea a apărut într-o ediție de studii cognitive, de științe cognitive, și cumva a fost adresată acestui public, unde a fost uh, primită cu, aș spune eu, Interes, mai ales de că nu există foarte multe etnografii, foarte multe uh, studii de teren făcute de antropologi care să uh, vorbească și pe limba, și în conceptele, și în teoriile care sunt vehiculate în celelalte științe cognitive, de, și de psihologie, și de filozofie, și un pic de lingvistică. Uh, și, și, în special, partea asta de evoluționism uh, biologic. Um, și acolo a fost receptată uh, cu destul de mult. Uh, uh, ea, ea se și potrivește cu o anumită perspectivă asupra uh, moralității, în special perspectiva asta mu a mutualismului. Uh, și acolo cumva a intrat în circuitul ideilor. Uh, nu a fost uh, încă, cel puțin, discutată foarte mult ca o carte despre România în sine. Poate pentru că România în sine sau ruralul din România nu este uh, fix în momentul ăsta o chestie interesantă. A fost de a, a uh, interes, mai ales în perioada aceea de tranziție, cum, cum, cum trec uh, societățile la comunism, la economia de piață și există câteva idei de fi foarte bune scrise în, uh, despre ruralul românesc. Însă Uh, nu este nici atât de exotic uh, uh, locul, precum o societate necunoscută din uh, Amazonia sau din uh, uh, Melanezia. Uh, Într-un fel, uh, uh, sunt chiar curios cum va fi ea recepționată în uh, România, mai ales pentru că nici nu a fost scrisă, ce obțin uh, la origine, ca o carte despre un sat din România pentru români a fost, ca să a fost de export la început. Iar ea acum este adusă publicului românesc cu această uh, privire, care mi se pare mie foarte interesantă. E, cred eu că ar fi o, ar fi o carte pe care ar fi putut-o scrie, de exemplu, un antropolog britanic, care ar fi fost un loc meu și aș fi făcut. Uh, pentru terenul. că tu ești băiat de la oraș. <laughs> pentru, pentru că, într-un mod, da. Că sunt foarte băiat de la oraș. Da. A, mai ales acolo, mi dat, atunci mi-am dat seama cât de băiat de la oraș sunt pe teren. Dar, bine, asta <laughs> te rog să-mi convins sau să-mi film pentru că este o <coughs> constatare sau intuiție de neantropolog, de nespecialist. Ne uh, sigur, nu știu, Levi Strauss se duce la, la tropice, Clifford uh, Geertz, unde, unde, ai spus că se duce și așa mai departe România. E o, carte, e o țară grozavă pentru că ajunge să te dai jos din, uh, din lift uh, ca să găsești antropologia, exotismul, nu un cuvânt blamat, că acum nu mai avem voie să spunem uh, uh, exotism. Uh, e asta o situație particulară a României sau există și alte societăți de felul ăsta în care uh, distanța se produce imediat? Aici că diferă foarte mult și de la societate, și de la um, antropolog, și modul în care el intră Și aici poate este și uh, farmecul antropologiei, și ceea ce foarte puțin oameni înțeleg, ce celelalte științe, pentru că ceea ce face noi pare a fi foarte. nu știu, mesi, scuze, unul foarte. Da. Uh, fără care este metodologia, te duci într-un loc și ce faci, care este schema. Da. Și noi spune, merg și voi descoperi da. și acolo constă. Așa că, într-un fel, povestea fiecărui antropolog este uh, diferită. Până la urmă, pentru okay, Sunt bea de la oraș, ca să spun așa, uh, dar cunoșteam un pic uh, rolul românesc. Pentru mine uh, a fost și un, un, un efort oarecum dublu de a exoticiza ceea ce de fapt este banal. Adeseori da? de a încerca să uit ceea ce și eu cred despre, să zicem, nu știu, ritualuri, despre uh, rolul de DNI. O uh, fel de naivitate asumată, aproape construită sau. Uh, 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 întărită oarecum, pentru a mă putea distanța de fenomen și apoi de a-l înțelege cumva prin oamenii respectivi. Nu știu, există, există să vorbă că sunt multe atorbăși care de turn natives, devin localnici, ceea ce niciodată nu este cu adevărat, da, da. adevărat uh, și eu așa am rămas uh, până la, până la urmă. Și asta vorbim cu tentative de extrapolare și limite și alte lucruri de genul ăsta. Totuși mai spun o dată pentru că mi-ar plăcea să se să se înțelagă explicit din cartea asta Radu și domnul profesor și doctor la University College și-a suflecat mânecile și s-a dus într-un sat unde a muncit doi ani ca ucenic constructor pentru care pentru ca să, să să scrie această carte, am două întrebări. Cât de greu a fost, și dacă există și alți nebuni ca tine în meseria asta voastră? <laughs> Uh, N-am rezistat 2 ani, cam un an de zile am, uh, am lucrat ca ucenic, oh, după ce mai făceam da. din când în când, da. uh, dar a fost uh, poate una dintre nu știu, alegerile cele mai bune și, și bune și norocoase pe care le-am avut uh, de a mă băga ucenic pe lângă un maestru. Pentru că, în primul rând, mi-a oferit o poziție socială, o asociere cu niște oameni, cu maestrul meu, cu acea echipă, un, un punct de intrare în respectiva societate, și mi-a oferit și accesul într-un spațiu foarte intim în Algo-Spolietănești, mai casa, faptul că făceam lucrări fie de extindere, fie alo. intram puțin cu, să zicem, cu. cu cu acest Cu pultdozerul în, în suflete, cu mistria în suflet. <laughs> la și vezi, evident, foarte multe lucruri, pe care am și studiat, relațiile cu uh, clienții, relațiile economice și așa mai departe. Uh, și, evident, uh, mi-a oferit un unghi pe care, uh, nu știu, și mi-a oferit și așa ieșire, să zicem, din, uh, din uh, zona de confort Uh, am știu, foarte mult respect pentru ce înseamnă masculinitatea uh, muncitorilor în construcții, pentru uh, tehnică, pentru meșteșug, pentru corporalitatea uh, acelor acțiuni, eu fiind nu doar uh, băiat de oraș, ci, ci și mai, uh, să zicem, uh, trăi mai mult printre cărți și al cuvântului ei și am apreciat și am încercat să și dezvolt și componenta asta, zicem, mai interacțiunii cu uh, mediul construit, cu materialele, cu munca, relațiile acelea dinamicile, acelea de uh, întrebărbați, pentru că un rupt, foarte foarte ce. Sigur, da. glumele, tot episodul liniștit. Te-ai accidentat inițial. rău? Parcă ai zece doar, 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 degete la mâinile? Nu, 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 am avut foarte multe răni. bine, acum sunt și cu care te mândrești, nu ca antropolog, dacă da. te și fără niște uh, cicatrici, degeaba ai fost. Uh, și da, cu siguranță, mai, mai toți antropologii au propria lor uh, poveste. Când mă gândesc, de exemplu, la colega mea, Câtea Tesăr, care, uh, care făceam doctoratul în același timp și a s-a întors tot în România, uh, i-a făcut studiu într-o comunitate de romi cortorari din uh, Transilvania uh, și a fost și ea la muncă, a fost și ea, a, a participat și ea la activitățile lor, uh, de la Mersul la piețe până chiar și la cerșii în uh, Italia. Uh, eu, eu cu o, o parte a, a muncii de antropolog, uh, să studiem uh, ceea ce Malinovski numește. The imponderabilia of Everyday Life, uh, acel inefabil, acel uh, greu de atins, uh, atmosferă, vieții cea de zi cu zi. Uh, și până la urmă, un al noastră principală nu este doar cea de observator, ci de observație participativă. Trebuie chiar să fii acolo în uh, fenomen, să-l să trăiești. Uh, și trebuie să, vezi, până la urmă, toate chestiile alea ascunse, glumele, cuvintele, dinamicile de, de putere și evident îmi dădea și mie o identitate pentru că oamenii mă întrebau okay, ce fac, Universitatea College London nu era prea de succes, nu, nu rămânea să minte, dar le-am că aveam un master la Oxford și am rămas beatul de, de la Oxford, adică era o să rad mai să înțelege, Da, și era și un tip un acolo clișe, care... clișe, Era și clișe. un tip cu un training cu Oxford, un, 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 să A, vai... un abonat al cărci da, se făcea foarte mult mișto de <laughs> mine pe tema asta. Asta e grozav, în no. carte, de deci ai, o autoironie interminabilă. <laughs> uh, păi, cred că e necesară, pentru da. că s-a și făcut foarte mult mișto de mine. Uh, și și lăsa să se facă mișto de mine, pentru că am abordat... Uh, pe cât de naiv eram, m-am mai făcut un pic și mai naiv ca să-i da, să tracă da. oameni de limbă și să eram cel care Puneam multe întrebări, dar de ce asta, dar ce se întâmplă aici, a, tipul ăla. E foarte enervant un antropolog să-l ai, să ai pe lângă. E, dacă are cumva măcar o poziție și mai și face, mai și scoate niște cuie din scânduri sau ce muș de zilier mai da, făceam, da. A, devine ceva mai ușor de tolerat. Bun. și, a fost, a fost foarte greu, dar aici spun chestia. Da. Aș rămas cu ceva. S-a lipit un pic de meserie de mine. Da. Un pic. Da. Uh, ea era un Satul se numește Sătăni. Uh, Partide partidele au o niște nume convenționale, presupun că și personajele, pentru că sunt foarte, foarte, sună foarte bine numele, par la se un scenarist bun. De ce se face asta în antropologie? Sunt două motive principale. Primul este cel de etică a cercetării. Încă din perioada doctoratului, chiar și în clame de doctorat, este ținută la secret pentru că documentează anumite acțiuni care sunt ilegale, care da. pot pune într-un fel sau altul aduce prejudicii. Adică, dacă s ar afla. Care sau calitatea sau să ar identifica oamenii, le-ar s-ar niște uh, prigii acestor, acestor uh, uh, oameni. Iar etica noastră este să anonimizăm din start uh, și mai ales atunci când discutăm aceste lucruri. Dincolo de etica asta profesională, este acest respect pe care îl ai uh, pentru oameni. De că deseori sunt lucruri pe care ți le-au spus uh, personal, sunt în secret. Uh, ele sunt necesare cumva pentru a fi descrise, dar cu păstrarea învă, acestei relații. Că lucrurile au fost spuse ca să ilustreze ceva, nu ca să documenteze persoane în mod particular. Asta e cumva partea aia învă, riguroasă, morală. E, dacă, și dacă nu ar fi fost chestia asta, tot aș fi păstrat și numele statului și numele, numele oamenilor anonim. De ce? Pentru că Tendința, tendința noastră, întotdeauna când citim despre o localitate, spre și oameni, uh, în mod natural este să mergem spre. Parca. Ok, dar unde este satul ăla? Ah, ce interesant, citesc despre asta și o să aflu ceva despre acel sat, și după aceea devenim interesați de oamenii aceia care sunt reali, care uh, le-am permutat numele între lor da, uh, da. de ei deseori, uh, ca să păstrez cumva specificitatea oamenilor. Uh, eh, dar uh, eu aș vrea ca cititorul să nu facă chestia asta. Ar ruga cititorul să nu meargă și să vadă, ok, dar care este satul ăla, dar ce pot să aflu eu despre el, ce este specific la acest uh, sat. Pentru că, cu siguranță, sunt nenumărate lucruri care sunt specifice doar acestui sat, la fel cum sunt specifice doar unui uh, colț din satul ăsta sau specifice unei familii sau specifice unui singur individ. Nu poți să mergi spre particular. Uh, dar nu asta îmi doresc pentru că nu asta am uh, scris. Chiar dacă oamenii sunt uh, reali, chiar dacă toate poveștile sunt descrise cu uh, încercând să păstreze cât mai mult din și complexitatea lor, complexitatea <coughs> situațiilor, uh, din adâncimea oamenilor aceia reali, uh, la final totuși Ceea ce povestea care este în această carte. și De deci ce există această carte este să dea o analiză dincolo de persoane uh, particulare. Să uh, dea analiza unor puteși, realități, ce am numit, realități obiective. Care trăiesc prin persoane subiective. Fie că este vorba de alegerile pe care le face un individ rațional, tendințele pe care le avem în ea, a interpreta realitatea, dinamicele sociale la nivelul unei comunități acestea mici, rurale, agricole, istoria, să zicem, poate, a provinciei, a zonei, a țării și așa mai departe. Într-un fel, mă gândesc. Asta este, așa se întâmplă și când citim uh, în literatură, în exemplu, dacă ne gândim, nu știu, Prințul Mișkin sau uh, Pana Karenina sau uh, uh, Steven de Dalus. Sigur, sunt personaje, sunt bogate, uh, da. dar nu ne gândim că există acel personaj. Și vreau să știu, doamne, cine era de fapt Steven de Dalus, că să-mi dau seama ce zic. Nu, când de fapt, fapt este artistul... Exact generic și așa mai departe. Exact. Da. Și de aceea cine mă 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 rog, da. Dar, în același da. timp, avem și nevoie de persoanele cât mai zicem în carne și oase, pentru că nu sunt niște abstracțiuni care acționează. Da. Sigur, da. sunt agenți raționali, uh, dar sunt mai mult decât niște, dar niște puri algoritmi de selecție. Sunt oameni care toți au istorie, toți sunt uh, diferiți în felul lor, unici, așa cum suntem noi toți, spun da. noi. Da, da. 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 Eu să mai vând un punct despre, despre povestea asta. De fapt, această anonimizare te pune într-o situație asemănătoare cu jurnalismul de investigații. Există ceva numit ficțiune investigativă și, hmm. și cei care ne văd acum știu probabil despre serialul Gomorra. Serialul hmm. Gomorra pornește de la un lung metraj cu același nume care trimite înapoi la o carte. Este vorba de mafia napolitană. Cartea respectivă a fost un bestseller. Autorul Roberto Saviano era jurnalist de investigații aplaudat printre alții de uh, răposatul Umberto uh, okay. Eco în, în Italia și cartea era atât de, atât de fictivă că Roberto Saviano a trebuit să, uh, să se ascunde de atunci. Mai potolit okay. cu niște okay. mici vânătăi uh, de la de la munca în construcții. Uh, în satul Sătea în cartea lui Radu și sper să nu comporte astfel de pericole pentru antropolog. Nu. Dar într-o lume în care jurnalismul nu poate fi decât decât copy paste și alergătură de o oră, două, trei, cinci, asta un an plus alte nu. reveniri într-un loc pentru a înțelege Sătura profundă a unui lucru numit corupție, dacă vrei să-l să prezentăm în, în clișe. Dar noi vorbim de neîncredere și lucrurile sunt așezate exact cum, cum le-ai pus tu în carte după părerea mea. Deci nu există, după știrea mea, un alt breviar atât de lung nu? și de profund al, al, al acestei povești. Ca să încheiem cu viitorul că nu se poate altfel există un soi de speranță în această lume pe care tu de altfel o descrii cu diferență și nu lipsit de jovialitate nu este o coborâre dantescă în, în nu știu ce nu știu ce subterană. Mihai se salvează oricum începe să-i meargă antreprenoriatul și să construiască o rețea de clienți altfel decât Ui. cu scris și și patroni și așa mai departe. Unde sunt în momentul ăsta oamenii de, din Setent? Că au trecut câțiva ani, și cam ce, cam ce uh, prognoză pentru viitorul scurt-mediu al României uh, ai tu pornind de la, de la ceea ce ai făcut acolo? Unul dintre uh, lucrurile care deja se întâmpla în uh, perioada trenului meu și s-a accentuat după a fost uh, o migrație accentuată în străinătate a românilor. Din păcate, ca multe alte uh, sate, uh, foarte mulți dintre tineri în special au plecat pentru că oportunitățile pe care le au uh, de angajare, de dezvoltare personală uh, nu sunt așa de grozave. Și, până la urmă, este unul dintre lucruri care spun că a ținut această, această zonă ca și multe altele într-o... Să zicem, o stagnare sau o creștere mult mai redusă decât, să zicem, marile orașe. Oamenii sunt liberi să voteze cu picioarele, cum se zice, și să uh, plece. Uh, însă se continuă acea tendință, să zicem, de uh, să zicem, creșterea afluenței. Nu e neapărat îmbogățire, dar că oamenii o duc, poate, ceva, ceva uh, mai bine. Apropo de Mihai, cu care chiar, uh, cred chiar că o să sun astăzi, pentru că trebuie să cer sfatul, cu privire la niște lucruri. ai o sobă de. Uh, nu, 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 altceva. Tot o chestie și tehnică, și personală, uh, dar mai priceput. decât mine în chestia asta. Uh, Ultima dată am vorbit despre cu, cu el, apropo de cum se schimbă lucrurile. Da. Mi-a spus că este foarte curtat de mai multe facțiuni locale, politice, să intre pe lista lor de consilieri. Uh, și a fost un lucru pe care și l-am spus, că uh, de ce nu alegeri, ok, Și el are motivele lui să, să nu facă chestia asta. Dar uite o chestie interesantă, apropo de cum se schimbă lucrurile. De ce îl curtează? Uh, toate facțiunile astea se intre pe lista lui. De de imparțialitate. De... Pentru că, exact, pentru că da. deja are o reputație. Ei știu că dacă îl pun acolo pe lista, da. oamenii să voteze cu el, pentru că deja și-a creat reputația asta de om serios, muncitor, sigur, și el cu problemele lui, ca toți ceilalți. Dar uh, are. Ca să așa un, un pic un vibe altfel decât ce azi. Da. E el curtează ca să-l pună pe liste, evident, nu de dragul lui, ci de faptul de fapt, că dacă el ar fi acolo, oamenii ar vota cu el și se strâng mai multe voturi și intră. Și cine da. este fie pus deasupra, fie sub, e un avantaj pentru ei. E un asset. Cum se, cum, cum spun. Da, nu se de garanție de. Exact. Și el, evident, nu, 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 nu vrea. Sfatul. Ok, și eu îl sfătuiesc și am spus foarte bine, du-te independent. Uh, și spune ok, colaborăm pe orice, dar vreau, du-te acolo, vezi tu ce se întâmplă, participă la hotările de consiliu care sunt foarte opace, uh, da. vezi ce se întâmplă. Ca să intre în primărie, cum a intrat o în casă. În Ceva, Măștria, eh, da, da, bună, da. foarte bună, da, da. exact, exact. intră un pic acolo, da. nu că e greu, că e groaznic, el are o, să zicem, o justificată, cumva, uh, reticență, pentru că... Intri acolo, te asociezi cu ceilalți, uh, dar așa se schimbă până la urmă lucrurile. Iarăși, uh, nu se schimbă că vine Mihai Viteazul pe cal sau, uh, nu, cum venea, uh, Zelea Codreanu, nu? Venea în sat pe calul alb. Nu așa se schimbă lucrurile. Uh, se schimbă momentul în care și facțiunile acelea care, ok, sunt corupte, să vă pe eclentul dar se gândesc, băi, dacă am avea totuși unul da. pe care lumea are încredere, hai să-l băgăm pe ăsta puțin în față. Uh, un fel de selecție și pozitivă. A, a da, da. politicienului. Și, și lucrurile se schimbă în multe, în multe locuri. Până la urmă, problema politică este deseori partea în care nu este foarte concentrat să se schimbe lucrurile acolo, când de fapt acolo este deseori a, domeniul vieții în care lucrurile se schimbă ultima oară. Da, Schimbarea da. care le vezi în politică, ele încep din totul altă parte. Încep la nivelul relațiilor de familie, relațiilor cu rudele, prietenii, relațiile de vecinătate, de cooperare. E, până se ajunge la. Noi încercăm desorbit că dacă se schimbă politica, se schimbă tot societatea. Da, da nu, nu, nu e de sus și jos. O schimbare a... morală în politică, deci trebuie să se schimbe exact. morala, care e, acolo... e ceva mult mai pervasive. Decât... Exact. Da. Cine tu, tu spui foarte mult despre carte, despre partea politică. Uh, partea mea preferată a cărții este despre cealaltă chestie fundamentală În viață, cără, ce, de, de, de ce nu poți să scăpa în viață? De taxe și de moarte. Da. Mie, uh, mie reprezentările legate de moarte, uh, ceea ce am tăiat religie, uh, ritual, da. uh, sper că acolo putem să vedem uh, că dacă urmărim transformările din acel registru. Uh, modul în care s-a morții, modul în care s-a tratat cimitirul. Da. E, de acolo, când cimitirul o să fie cumva gestionat ca un bun public funcțional, da. e de acolo o să vezi că și primăria, drumurile și așa mai uh, departe. Asta este cumva perspectiva mea, care uh, însă recunosc că este foarte mult influențată de vederea asta de la firul ierbii, uh, din rândul acelor oameni, nu ca ei, că nu pot să pretind da. odată că am fost ca ei, dar uh, văzând ce se poate schimba de acolo, dincolo de ce se întâmplă la București sau la Brusel.